Bună ziua, dragii mei! Mă bucur să ne revedem la această oră astăzi. Bănuiesc că mulți dintre voi vă gândiți deja la un weekend relaxant. Să trecem mai repede, zic eu, la subiectul de astăzi, respectiv la intoleranța la gluten. În ultimul timp, dieta fără gluten a căpătat mai multă atenție, însă oamenii nu înțeleg încă, în totalitate, ce presupune acest regim și când este recomandat. Intoleranța la gluten și boala celiacă sunt afecțiuni ce se află în strânsă legătură cu glutenul, o proteină regăsită în grâu, secară și orz, ce odată ingerat produce un nivel ridicat de inflamație la nivelul intestinelor, cauzând dureri abdominale și diaree. Ce înseamnă intoleranța la gluten? Nu este încă foarte clar în lumea medicinei ce înseamnă intoleranța la gluten, așa că mulți pacienți aleg să se diagnosticheze singuri și să recurgă la un regim special. Totuși, câteva studii arată că intoleranța la gluten este mai frecventă decât boala celiacă. Această afecțiune declanșează diferite reacții în organism după consumarea glutenului și mai este cunoscută și sub numele de sensibilitate non-celiacă la gluten. Așadar, dacă ai intoleranță la gluten, organismul tău crede că glutenul este un intrus, care nu ar trebui să fie acolo. Așa că folosește reacții inflamatorii pentru a-l îndepărta din sistemul digestiv sau de oriunde altundeva. Acest lucru declanșează o serie de simptome neplăcute. Însă ce anume declanșează această afecțiune nu este clar pentru oamenii de știință, care sunt de părere că ar fi vorba despre rezultatul unor factori genetici. Însă un studiu realizat recent de către cercetători de la Universitatea din Pittsburgh și Universitatea din Chicago arată care ar putea fi cauza bolii. Însă nu numai asta, dar și cum ar putea fi prevenită. Cercetătorii acestui studiu au descoperit că un virus comun ce pătrunde în organismul aflat în stadiul de dezvoltare ar putea pregăti scena pentru instalarea bolii celiace, iar vaccinarea împotriva acestui virus ar putea ajuta la prevenirea declanșării intoleranței la gluten. În prezent, din ce în ce mai multe persoane aleg să adopte o dietă fără gluten, în ciuda faptului că nu suferă de această boală, fără a avea în vedere faptul că o astfel de alegere ar putea fi responsabilă pentru creșterea riscului declanșării diabetului zaharat de tip 2. Însă pentru persoanele ce trăiesc cu boală celiacă, acest tip de dietă strictă este singurul tratament eficient. Rotavirusul este unul dintre cei mai comuni viruși, considerat în general inofensiv. Însă cercetătorii au descoperit că prezența rotavirusului la nivelul intestinelor poate declanșa reacția sistemului imunitar la gluten. Deci este puțin probabil ca acesta să fie singurul factor ce determină apariția bolii celiace. Rotavirusul poate fi elementul cheie ce pregătește terenul pentru instalarea afecțiunii. Boala celiacă este caracterizată de o anomalie a sistemului imunitar ce reacționează la administrarea proteinelor din cerealele, trimițând anticorpii la nivelul intestinului subțire și cauzând astfel un nivel ridicat de inflamație, însoțit de alte simptome neplăcute. Semnele care pot anunța debutul bolii, respectiv a bolii celiace la copii, sunt vărsături, scădere ponderală semnificativă, constipație sau diaree, atrofie musculară. Atunci când boala este descoperită târziu la copii, aceștia pot prezenta tulburări de creștere, anemie, tulburări de coagulare a sângelui. În general, simptomele se ameliorează în timpul adolescenței, dar pot reapărea deseori la adulții tineri, în al treilea și al patrulea deceniu de viață. Din nefericire, în multe cazuri, diagnosticul de boală celiacă se stabilește abia la vârsta adultă. Manifestările extraintestinale ale bolii cuprind deficit ponderal, deci scădere în greutate, anemie, glosite, inflamații ale limbii,
stomatita aftoasă, osteomalacie, care este o afecțiune osoasă, echimoze, purpură, hemoragii, purpura reprezintă hemoragiile aflate la nivelul pielii sau al mucoaselor, scăderea acuității vizuale, miopatie, afecțiunea ale musculaturii. Principalele semne și simptome la adulți sunt diaree, flatulență, scădere în greutate, oboseală, durere abdominală severă, greață, constipație, vărsături, anemie, reflux gastroesofagian. Diagnosticul paraclinic include afirmarea sindromului de malabsorpție, evidențierea steatoreei, respectiv determinarea calitativă și cantitativă a prezenței grăsimilor în scaun, modificarea testelor de absorpție intestinală, examenul radioscopic al intestinului subțire, modificări hematologice specifice de tip inflamator sau de tip anemie, biopsia intestinală este iarăși o investigație importantă. Și acum să vedem cum tratăm această afecțiune, respectiv boala celiacă. Ca și deziderat, tratamentul constă în excluderea glutenului din alimentație, dietă care trebuie respectată toată viața, iar în lipsa tratamentului pot apărea complicații precum malnutriție severă, cu întârzierea dezvoltării la copil, osteoporoză, infertilitate și unele tipuri de cancere. Dragii mei, aici mă opresc cu informațiile teoretice și voi începe să vă răspund întrebărilor voastre, care nu sunt deloc puține astăzi. Bună seara, Maria! Bună ziua, îmi cer scuze că fiind setată pe ora de emisiune de joia, uit că acum este totuși după amiază. Așa cum vă spuneam mai devreme, diagnosticul paraclinic al acestei afecțiuni include teste specifice sau mai puțin specifice. Testele mai puțin specifice sunt modificările hematologice, asta înseamnă probe de sânge recoltate și sunt inclusiv modificări de tip inflamator. Este obligatorie evidențierea grăsimilor în scaun, determinarea calitativă și cantitativă a prezenței grăsimilor în scaun, testele de absorpție intestinală, pe care iarăși le avem la îndemână pentru diagnosticare, endoscopia, un examen despre care aproape toată lumea știe, și biopsia intestinală în situația în cazul în care la endoscopie medicul se sesizează leziuni la nivel intestinal ce prezintă interes și respectiv necesită biopsie. Așa cum spuneam mai devreme Diana și Mirela, simptomatologia asociată acestei afecțiuni, mai ales la copii, prezintă următoarele: vărsături, scădere ponderală semnificativă, constipație sau diaree, atrofie musculară. Să nu uităm că această afecțiune poate fi descoperită târziu, în perioada adolescenței, se compensează metabolismul în general și apare
undeva la tineri în al treilea sau al patrulea deceniu de viață, deci între 30 și 40 de ani. Pot apărea în etapele mai tardive de debut al acestei afecțiuni, pot apărea anemie, tulburări de coagulare a sângelui, tulburări de creștere ale adolescentului. Să nu uităm că există o simptomatologie care se asociază, simptomatologie extraintestinală, care înseamnă anemie, glosite, glosita este acea inflamație a limbii și am întâlnit-o în foarte multe cazuri de intoleranță, stomatita aftoasă, iarăși un simptom frecvent întâlnit, osteomalacie, este mai rar întâlnită, echimoze la nivelul părților moi, purpura fiind acea hemoragie ce apare la nivelul pielii sau al mucoaselor, scăderea acuității vizuale și miopatie, afecțiuni musculare. Principalele semne și simptome la adulți, să nu uităm că sunt diaree, flatulență, scădere în greutate, oboseală, durere abdominală severă, greață, constipație, vărsături, anemie, reflux gastroesofagian. Diana mă întreabă dacă trebuie să ne îndreptăm către un nutriționist. În primul rând, trebuie să ne îndreptăm către un medic gastroenterolog care să pună acest diagnostic de boală. După ce confirmarea acestui diagnostic a venit de la medicul specialist gastroenterolog, cu siguranță este potrivit să ne adresăm unui medic nutriționist care ne poate stabili clar alimentele pe care avem voie să le introducem în dieta noastră. Și stabilirea acestui mod de viață, mod de a ne alimenta, este foarte important, pentru că medicul nutriționist, fiind aplicat asupra fiecărui pacient în parte, ajunge să cunoască și să introducă în alimentația individului, a pacientului, alimente aflate, să spunem așa, pe o listă a alimentelor preferate de pacient. Pentru că sunt situații în care, de exemplu, un pacient preferă, produsele lactate sau și își dorește să mănânce cereale cu lapte sau cu iaurt. Și atunci, având în vedere acest lucru, nu toată lumea mănâncă, dar să presupunem că pacientul aflat în fața noastră dorește acest lucru. Atunci trebuie să-l îndrumăm și să-i recomandăm clar tipurile de cereale pe care are voie să le folosească. Cu siguranță un medic gastroenterolog vă va prezenta linii mari așa numită dietă pentru un asemenea pacient. Dar pentru a o înțelege și a o putea aplica în cele mai mici amănunte, din punctul meu de vedere, este necesară relația cu un medic nutriționist. Bună ziua, Elena! Elena mă întreabă dacă riscă să aibă deficiențe nutriționale odată ce trece la dieta fără gluten. În momentul în care această intoleranță la gluten este diagnosticată sau boala celiacă este diagnosticată, singura metodă terapeutică, să spunem, eficientă, este respectarea acestei diete. În măsura în care inițiem această dietă fără a avea indicație, cu siguranță se vor înregistra deficiențe în alimentația noastră ulterioară. Repet, fiecare regim alimentar trebuie să țină cont de starea de sănătate sau de starea de boală a pacientului aflat în fața noastră. Nu facem o dietă pentru toată lumea. Nu facem o dietă de slăbire pentru toată lumea. Nu facem o dietă
terapeutică pentru toată lumea. Și lucrurile le personalizăm în funcție de fiecare pacient în parte. Dieta face parte din abordarea terapeutică a fiecărei boli. Așa cum în această abordare terapeutică avem inclus tratamentul medicamentos și recomandăm acest tratament individualizat, la fel trebuie să facem și cu dieta pacientului nostru. Bună ziua, Viorica! Viorica mă întreabă dacă crampele musculare, durerile articulare, dureri de cap pe care le are de mică. Deși crampele și durerile articulare sunt simptomele specifice celiachiei. Da, am spus mai devreme miopatie. Miopatia înseamnă afectări musculare, care nu neapărat pot fi doar crampe, pot fi și dureri musculare. Miopatia am prezentat-o mai devreme. Da? Iar cu siguranță, în funcție de pacient, există simptomatologie care iese și din cadrul tabloului clinic, să spunem așa, perfect. Bună ziua, Alex! Este adevărat că există produse fără gluten și există produse cu o cantitate mai mică de gluten. În dieta pacientului pe care îl avem în față, trebuie să alegem produsele în așa fel încât cantitatea de gluten pe care o regăsim în, în pâine, în croasantele respective, în cereale, să aibă un răsunet cât mai mic asupra simptomatologiei. Și cu cât simptomatologia este mai puțin zgomotoasă, cu atât produsele și dieta pe care noi am propus-o pacientului nostru și-a făcut treaba. Da, Maria, regimul trebuie ținut tot timpul pentru că această afecțiune, așa cum spuneam, a cărei etiologie nu se cunoaște, se presupune a fi genetic determinată sau o componentă genetică asociată cu o componentă virusologică. Pacientul o va prezenta pe toată perioada vieții. Daniela mă întreabă dacă mai există produse cu adevărat bio. Daniela, pentru a primi un certificat de produs bio, există niște criterii ce trebuie să îndeplinite de producător, de agricultor, extrem de riguroase. La ce mă refer? Trebuie să treacă cel puțin 5 ani în care nu se folosește pe terenul respectiv un îngrășământ chimic, nici un erbicid, nici un insecticid. Sunt lucruri reglementate de normele europene și nu numai, și românești. Culturile respective sunt urmărite atent o perioadă de timp conform legii, cel puțin 5 ani de zile, pentru a primi certificare bio. Din punctul meu de vedere, știind criteriile de obținere a acestui tip de certificat, consider că există pe piața noastră foarte multe produse care au această etichetă de produse bio care nu se încadrează în ea, în categoria aceasta. Bună
din discuțiile mele pe care le-am avut, din întâmplare, să spunem așa, cu persoane care au încercat să cultive legume bio, am tras o concluzie. Eforturile pe care un cultivator ar trebui să le facă pentru a produce bio, costurile necesare sunt extrem de mari și la un moment dat nu există o piață de desfacere la acele prețuri. Nu ar exista o piață de desfacere la acele prețuri. Asta pe de-o parte. Iar în al doilea rând trebuie să ținem cont de dăunători, de poluare, de calitatea solului, lucruri care impactează această cultură, indiferent care ar fi ea. Și atunci, de cele mai multe ori, dăunătorii duc la neîndeplinirea, să spunem, obiectivului de către cultivator, îl duc în imposibilitatea de a obține o cultură, fiind necesară folosirea insecticidelor, a erbicidelor și așa mai departe. Nu pot să neg că sunt în România, știu că sunt și am văzut reportaje, sunt ferme care obțin produse bio, dar știu că nu le livrează pe piața de aici, le livrează pe piața europeană, unde au cereri și unde au prețurile care, într-adevăr, sunt raportate la eforturile și cheltuielile producătorului. Dragii mei, nu uitați de concursul nostru, desfășurat în perioada 10 iunie-10 iulie. Pentru acest lucru, nu uitați să dați share emisiunii noastre, să puneți o întrebare în timpul emisiunilor noastre, ce a mai rămas. Nu uitați că premiile sunt o vacanță la Mamaia pentru două persoane, 10 tricouri cu sigla Portal Med și 20 de produse Valmark la alegere de pe magazinul online. Vă stau în continuare la dispoziție cu întrebări. Eu am foarte mare grijă în momentul în care încep diversificarea sugarului. Mama, părinții tind să facă o diversificare cu cereale a copilului mult prea devreme față de momentul la care este indicat. Sergiu, îmi pare rău, nu am văzut întrebarea ta. Te rog frumos să mai reiei și îți voi răspunde. Și faptul că diversificăm un sugar la o vârstă nepotrivită, introducându-l în alimentație gluten, poate să ne ducă către apariția acestei afecțiuni, respectiv către intoleranța la gluten. Trebuie să știe, fiecare părinte, mamă în special, trebuie să știe că intestinul subțire al bebelușului nu este pregătit pentru acest tip de alimentație decât de la o anumită vârstă în corp. De aceea, în farmacii și nu numai, în magazinele de specialitate, există produse pentru bebeluși fără gluten, inclusiv pentru cei care au fost diagnosticați cu intoleranță la gluten. Copii sugari sau copii mici, da? Până la 3 ani. Nu trebuie să intrăm în panică, cu siguranță avem produse la îndemână pentru a continua diversificarea alimentației la nou-născut. Bună ziua, Andra! Andra mă întreabă din ce cauză apare această intoleranță, așa cum am spus mai devreme.
Se pare că cercetătorii au identificat o cauză genetică asociată cu una virală, cu prezența unui virus care este prezent în procesul de multiplicare celulară și de dezvoltare a fătului, a embrionului de fapt, acest lucru ducând în final la debutul acestei boli. Nu se cunoaște de către specialiști încă cauza exactă a bolii, cum se întâmplă în marea majoritate a situațiilor, pentru că noi, atât noi cât și cercetătorii din domeniul medical, nu cunoaștem o foarte mare parte a organismului uman. De aceea lucrurile se cercetează în continuare. Avem multiple întrebări la care așteptăm răspuns, avem întrebări la care am primit răspunsuri, mai mult sau mai puțin complete. Sergiu, văd niște valori ale imunoglobulinelor pe care tu mi le afișezi. Aceste valori pe care tu le-ai notat în momentul acesta se raportează la intervalul normal pe care tu l-ai notat în buletinul de analize, în partea dreaptă de obicei a buletinului de analiză. Fiecare laborator are un sistem de referință, are aparate care determină aceste valori și care au înscris în dreapta sau în stânga valoarea obținută și alături este valoarea normalului. Nu am de unde să știu valorile și să mă raportez la fiecare laborator în parte. De aceea medicul, în momentul în care vorbește despre valorile unor probe paraclinice, are aceste valori în fața, intervalul normal al laboratorului care a făcut determinările. Așa vorbim, cum să spun eu, orientativ. Dar, Sergio, există parametri normali, medicul tău se raportează la valorile trecute pe normale avute trecute pe buletinul tău de analiză. Așa cum am spus, sunt foarte multe afecțiuni la care nu cunoaștem etiologia, care se cercetează permanent. Sunt afecțiuni la care tratamentul se adaptează anual. Sunt medicamente noi care se introduc în protocolul terapeutic. Asta înseamnă cercetare în domeniul medical și înseamnă să învățăm în fiecare zi. Toate lucrurile astea puse în slujba pacientului nostru cu un anumit tip de afecțiune, ne duce pe noi, ce aflați de cealaltă parte, să spunem așa, pe noi medicii, să obținem mai mult sau mai puțin satisfacțiile profesiei pe care o desfășurăm. Deci, Sergiu, dacă intervalul este acesta, este negativ. Dacă este mai mic de 20, este negativ. Roxana mă întreabă ce complicații apar în cazul nerespectării regimului. În cazul nerespectării regimului ne confruntăm practic cu tabloul clinic pe care l-am prezentat mai devreme. Cu durerile abdominale, cu glositele, cu stomatita aftoasă, cu scăderea acuității vizuale, cu vărsături, cu scădere ponderală, cu constipație sau diaree, cu atrofie musculară,
Așa cum una dintre prietenele noastre ne spunea mai devreme, inclusiv durerile articulare pot fi cauzate de atrofia musculară. Pentru că numai masa musculară, nemai având același potențial de susținere a scheletului, există o presiune și un efort mult mai mare al articulațiilor în momentul, în orice moment, în orice poziție a corpului, pe care ulterior pacientul nostru o va resimți ca pe o uzură sau ca pe o durere. Cu plăcere, Sergiu. Aștept în continuare întrebările voastre. Este o afecțiune destul de des întâlnită, mai ales în rândul copiilor, intoleranța la gluten. Este bine să menționăm acest lucru în cazul în care copilul este instituționalizat, astfel încât alimentația pe care o va primi și în cadrul instituției să fie conforme cu ceea ce copilul are nevoie. Cu siguranță putem face acest lucru fără un efort special. Dar protejând mucoasa intestinală și prevenind simptomatologia, este indicația, să spunem, sau nu neapărat indicația, ci direcția în care noi trebuie să mergem. Dar, Roxana, se poate ajunge la boală celiacă din cauza acestei intoleranțe. Asta am spus și mai devreme. Practic, intoleranța la gluten este baza dezvoltării bolii celiace. Este deficitul, să spunem așa, care se află la debutul bolii celiace. Să nu uităm că debutul poate fi întâlnit atât la copii, cât și la adulți. Iar la adulți apare în perioada, în decada a treia, a patra de viață, deci în jurul vârstei de 30-40 de ani. Bună, Vici. Vici mă întreabă când vorbim despre COVID. Eu cred, Vici, că am vorbit la începuturile întâlnirilor noastre despre COVID. Știu că a urmat, așa să spunem, o pauză destul de lungă fără a aborda acest subiect. Având în vedere că mulți dintre noi ne uităm la știri, la televizor, e adevărat, Vici, că numărul de cazuri nu scade. Ce putem face noi este să ne protejăm în continuare, să avem aceleași obiceiuri de igienă, respectiv de a ne spăla cât mai des pe mâini și pe față cu apă și săpun, dar nu ne petrece timpul în colectivități foarte mari, de a evita contactul cu persoanele bolnave, să nu uităm că foarte mulți pacienți sunt asimptomatici, că în general copiii sunt asimptomatici, că a nu avea febră într-o anumită situație nu înseamnă a nu a fi infectați cu coronavirus, ci pur și simplu trebuie să fim atenți în continuare la fiecare modificare ce poate apărea
raportată la noi, modificare a stării de sănătate, mă refer. Este adevărat că numărul de cazuri nu scade, dar trebuie să fim conștienți că a crescut numărul de determinări, de testări. Și atunci este normal, odată ce testezi mai multă lume, ai un număr crescut de pacienți infectați. Dacă testezi doar 20 pe zi, nu poți să ai 300 de pozitiv, pentru că doar 20 testezi. Există o proporție și există un procent care, conform datelor din România, așa cum era prezentată inclusiv aseară de cei în măsură să facă, respectiv de domnul doctor Arafat, arăta o incidență mult mai mică a cazurilor de comparativ cu Europa, cu alte țări din Europa, dar să nu uităm că în acest moment, datorită creșterii numărului testărilor, România apare pe harta Europei ca o țară cu incidență crescută acestei afecțiuni. De aceea există state care au impus măsuri restrictive față de cetățenii români care ajung pe teritoriul lor. Bună ziua, Cristi! Cristi spune că în urmă cu câteva luni a făcut un test în urma căruia a descoperit diverse intoleranțe. Lactate, grâu, orz, secară, orez, cartof. Nu a reușit să ajungă la doctor pentru interpretarea analizelor și este puțin confuză. Intoleranța la grâu, orz, secară este intoleranță la gluten. Sau pentru intoleranță la gluten se face specific pentru gluten. Cu siguranță, dacă ți-ai spus că ai această intoleranță la grâu, orz, secară, da, eu cred că au făcut testările specifice de intoleranță la gluten. Da, Cris, ea întreabă acest lucru pentru că pentru lactate s-a specificat în test pentru fiecare tip de lactat în parte plus caseină. Da, sunt de acord cu tine, pentru lactate se procedează la fel, așa cum spui tu. Bună ziua, Cristina! Mă bucur să știi că ești alături de noi. Măriuța îmi spune că în urma unei constipații cronice, medicul pediatru a recomandat să-i facem fetiței de un an analize de sânge pentru intoleranță la gluten, lactoză și lapte de vacă. În urma analizelor ne-a ieșit genotip 13910 homozigot. Având în vedere că are intoleranță la lactoză, trebuie să-i scot definitiv produsele lactate și derivatele acestora din dietă? Da, cel mai bine, cazul o fetiță îl cunoaște medicul care va trimis la testările respective. Mie mi-a adresat o întrebare oarecum generală, nu cunosc cazul copilului în amănunt. Da, recomandarea este de a scoate produsele lactate și derivate din dieta copilului cel puțin o perioadă. Ulterior, odată cu creșterea în vârstă, se pot reintroduce treptat din produsele la care intoleranța este, eu știu, mai ușoară, deși este un termen nemedical, ca să spun așa. Există produse pe care ulterior, prin testare și prin desensibilizare, să o numim mai corect așa, le puteți introduce. Dar în prima fază, nu. Cris, având în vedere riscul de intoleranță la lactoză, de cele mai multe ori sunt pacienți care au asociază mai multe intoleranțe. De aceea testele se dau împreună. Sunt
situații în care există intoleranță la gluten, la lactoză, la caseină și atunci pacientul trebuie foarte mult să-și restrângă alimentația. Este, nu putem discuta aplicat decât pe datele din rezultatele pe care le-ai obținut la teste. Noi, de fapt și de drept, în această situație discutăm doar la modul general, presupunând niște evoluții și niște rezultate. Eu nu am aceste date la îndemână. Pentru a putea discuta, este important să existe indicație pentru toate tipurile de intoleranțe luate în discuție de medic și suspectate de medicul care a văzut copilul. Ulterior, în urma evaluărilor, se discută fiecare rezultat obținut și cu siguranță se stabilește un tratament, dacă este cazul, dar în cel mai sigur caz, o dietă. Dieta trebuie respectată. Ulterior, venind la reevaluare, pacientul poate reintroduce treptat anumite alimente în dieta lui, tatonând, să spunem așa, toleranța, așa numită toleranță alimentară. Dragii mei, nu uitați de concursul nostru, adresați cel puțin o întrebare în timpul live-ului, dați share live-ului și like paginii Portal Med. Premiile scoase la concurs sunt o vacanță la Mamaia pentru două persoane, 10 tricouri cu sigla Portal Med și 20 de produse Walmart la alegere. Bună ziua, Elena! Aștept întrebarea ta. Așa cum spuneam mai devreme, există niște complicații a acestui tip de afecțiune. Complicații pe termen scurt, pe termen mediu sau pe termen lung. Este foarte dificil să spunem care va fi evoluția unei asemenea boli în timp. Bună, Vici! Vici ne întreabă ce subiecte dezbatem săptămâna viitoare. Cu siguranță luni veți avea informații despre subiectele alese și pe care le vom pune în discuție. Veți avea mult mai multe informații pe site despre modul în care se va desfășura interacțiunea dintre noi. Colegii cu care lucrez de la Symphony o va face la momentul potrivit. Chris mă întreabă dacă există posibilitatea ca intoleranța la gluten netratată să ducă la superponderalitate, la obezitate. Nu, poate să ducă din contră la scădere în greutate. Poate să fie asociată aceste afecțiuni și o tulburare endocrină, de tip tiroidită autoimună sau alt tip de afecțiune tiroidiană. Este important să te adresezi și unui medic endocrinolog în această situație. De cele mai multe ori, intoleranța la gluten, repet, dă scădere ponderală semnificativă, nu obezitate. În momentul în care este diagnosticată această intoleranță, și de ce este normal să dea scădere ponderală, scădere în greutate? Pentru că, având în vedere procesul inflamator de la nivelul intestinului subțire,
principiile alimentare nu se mai pot absorbi la nivelul mucoasei intestinale. Toată absorpția principiilor alimentare se produce la nivelul mucoasei intestinale, intestinului subțire. Această mucoasă, fiind inflamată datorită acestei intoleranțe, nu mai permite absorpția corespunzătoare a principiilor alimentare, a mineralelor, a vitaminelor. Și atunci duce la această scădere ponderală. Roxana mă întreabă dacă la copil au legătură cu această intoleranță și urinările frecvente. Nu. Poate exista altă cauză asociată. Dar o afectare de tipul ăsta cu intoleranța la gluten nu directă cu intoleranța la gluten nu se descrie. Urinările frecvente pot avea ca și cauză o infecție urinară înaltă sau joasă. Depinde, trebuie diagnosticat. Un sumar de urină și o urocultură durează 5 minute pentru a fi recoltate într-o dimineață și duse la laborator. Vici mă întreabă când este extragerea concursului nostru, când se întâmplă extragerea concursului nostru. După data de 10 iulie, aceasta va avea loc, veți fi informați pe site-ul Portal Med, astfel încât momentul în care aceasta se va întâmpla vă va fi adus la cunoștință. Chris îmi spune că a fost și la endocrinolog și urmează nutriționist și dietetician. Înseamnă că ești pe drumul cel bun, Chris. Da? Cu siguranță, dacă vei respecta planul nutrițional, tratamentul endocrinologic pe care copilul trebuie să-l urmeze, cu siguranță veți ajunge să obțineți rezultatele pe care le doriți, inclusiv raportate la greutate, inclusiv la remiterea simptomatologiei pe care copilul tău o are în prezent. Nu uita, cel puțin la 6 luni după stabilizarea afecțiunii, trebuie să mergi la reevaluare cu copilul. În prima fază, sunt sigură că endocrinologul a cerut reevaluare la o lună, ulterior la 3 luni. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că o afecțiune diagnosticată și la care am primit un tratament trebuie monitorizată permanent. Starea pacientului se poate schimba. Evoluția tratamentului poate să fie una potrivită sau mai puțin potrivită. De aceea comunicarea cu medicul specialist și nu numai cu medicul specialist, cu medicul vostru de familie este foarte importantă pentru a identifica clar momentul în care este necesar, e necesară îndreptarea către un medic specialist, consultul către un medic specialist și o nouă reevaluare. Dragii mei, vă mulțumesc mult de tot că ați fost alături de mine astăzi, la întâlnirea de după amiază. În continuare aștept să participați la concurs în zilele următoare. Vreau să mulțumesc sponsorilor noștri Ștada România și Valmark. Și nu în ultimul rând, să-i mulțumesc echipei cu care lucrez în fiecare zi de la Symphony și mai ales lui Victor, care a trecut printr-o săptămână grea, dar care se pare că s-a încheiat astăzi cu succes. Să ne revedem sănătoși săptămâna viitoare. Un weekend frumos vă doresc!